Ana Maria Ștefur a avut un concurs foarte bun în proba de 200 de metri liber și a reușit să înoate sub baremul de 3 minute, calificându-se în premieră în etapa finală rezervată copiilor. Tot la Bacău, sportiva clubului Delmade a obținut un loc 5 în proba de 50 de metri spate, locul 10 la 50 de metri braț, locul 11 la 50 de metri liber și locul 12 la 50 de metri fluture. Cum a fost concursul pentru tine de la Bacău? Greuț! M-am avut foarte multe emoții și nu, mi s-a părut frumos, bazinul foarte curat și n-am nimic de zis împotrivă, a fost foarte frumos. De ce? De unde apar aceste emoții? Nu știu, vin mie înainte de probe, nu știu, am emoții că vrea și eu să câștig o medalie sau să scot timp bun și de asta, nu știu. Mi-apar mie... Te-ai calificat la proba de 200 de metri, e greu, e obositor să înnoți 200 de metri? Da, e greuț, am obosit la ultimul 50, dar a fost bine. Mergi la naționale, la finale, la Arad, ce speri acolo? Acolo aș vrea să scot tot timp și mai bun, să fiu la medalie. Ana Maria Ștefur are 11 ani și este fiica fostului voleibalist de la VCMLPS Piatra Neamț, Ștefan Ștefură. Ea face în nou de peste 2 ani la clubul condus de Adrian Zaharia, care îi apreciază calitățile, dar care mai are de rezolvat o problemă destul de importantă. Din toamna anului 2014, tot la Bacău au fost campionatele naționale, de pe locul 30-20 a ajuns undeva chiar aproape de podium, pe locul 5, cel mai bun rezultat pe care l-a avut la 50 de metri spate. Locul 6, unde s-a și calificat în baremul pentru campionatele naționale de la Arad, din iulie, din vară. Și aș putea să spun că sunt foarte mulțumit de aceste rezultate, pentru că copilul chiar a pus suflet și a muncit. Acum a doborât un pic emoțiile, că putea mai bine să fie acolo chiar pe podium, cel puțin la spate și la baremul ăsta de 200 de metri pe care l-a avut. Etapa regională de la Bacău a avut loc la finele săptămânii trecute, iar naționalele rezervate copiilor cu vârste între 10 și 12 ani se vor desfășura între 3 și 5 iulie la Arad.